Un dușman al poporului. Adaptare radiofonică după piesa lui Henrik Ibsen. Norvegia 1882. Familia doctorului Otto Stockmann s-a reîntors de câțiva ani din nordul țării în orășelul ei natal, vestit pentru băile sale. Datorită conștiinciozității și muncii lui perseverente, doctorul Stockmann a fost numit medicul băilor și astfel viața familiei sale se desfășoară liniștit într-o atmosferă de bunăstare și voioșie. Într-o seară de primăvară, familia Stockmann poftise la masă pe Hofstad, redactorul ziarului local Curierul Poporului, și pe Billing, colaboratorul acestuia. Întâmplarea face însă ca cei doi oaspeți să nu poată veni la timp, astfel încât masa se desfășoară ca în zilele obișnuite, iar doctorul Stockmann, ca de obicei, pleacă să-și facă plimbarea de seară împreună cu copiii. Către ora 9, terminându-și treburile la redacție, Billing ține totuși să respecte invitația doctorului și se duce la Stockmann acasă, unde e întâmpinat de Caterina, soția lui Stockmann. Așa pățește cel ce întârzie, domnule Billing. Acum vrei, nu vrei, trebuie să te mulțumești cu mâncăreci. Nu-i nimic, foamea e cel mai bun bucătar. Ah, sună, trebuie să fie Hofstad, colegul dumitale. Se poate întâmpla. Bună seara, cumnată. Bună seara, credeam că e Hofstad, redactor. Da, foarte bine ai făcut că ai venit pe la noi. Treceam pe aici și... Ei, văd că ai musafiri. Așa, nu, așa pe neașteptate. Dar nu iei și dumneata ceva? Nu. Hai, hai în sufragerie. Nu, mulțumesc. Nu mănânc niciodată seara. Ei, puțin nu strică. Nu pot, mulțumesc. Seara beau ceai cu bezmeți. E mult mai sănătos și mai ieftin. Vrei să spui poate că suntem risipitori? Neata, cumnată, nu, desigur că nu. Dar doctorul, fratele meu, e acasă? Nu, a ieșit cu copiii la plimbare. Mi se pare că el... Nu se poate așa curând, abia a ieșit. Intră! Bună seara, doamnă! Bună seara, domnule Hofstad! Vă rog să mă iertați, am întârziat, am fost reținut la tipografie. Și domnul primar... Bună seara, domnule primar! Bună seara! Ai venit desigur pentru vreo afacere? Cam așa, era vorba să publicăm ceva în ziarul meu. Eram sigur. Știu că frate meu ți-e un colaborator credincios. Într-adevăr. Doctorul preferă ziarul meu când are câte ceva de publicat. Treaba lui. El scrie pentru un anumit cerc de cititori, în mijlocul cărora speră ca ideile lui să găsească mai mult răsunet. Eu personal n-am niciun motiv, domnule redactor, să fiu împotriva ziarului dumitale. Cred și eu. În general, în orașul nostru domnește o armonie deplină între cetățeni. Și aceasta fiindcă pe toți ne unește o cauză comună, o cauză care interesează deopotrivă pe toți cetățenii care doresc binele orașului nostru. Știu, da? Băile. Da, tocmai, da. Vei vedea și dumneata, domnule redactor, că băile noastre vor deveni principalul izvor de viață al orașului. La fel spune și bărbatul meu. Nu vedeți ce avânt măreț a luat orașul în ultimii 2 ani? Pretutindeni numai viață și mișcare. Chiriile se urcă cu fiecare zi. Muncitorimea capătă de lucru. Din cauza noilor venituri create comunii, birurile săracilor s-au micșorat mult în comparație cu ale celor bogați. Și se vor micșora și mai mult dacă vor avea și anul acesta o vară bună. Vizitatori mulți, străini și mulți bolnavi care să răsplătească renumele băilor noastre, făcându-le în același timp cu venita reclamă. După câte aud, viitorul ne surâde. Chiar așa e.
În fiecare zi ne vin numeroase cereri pentru locuințe. Extraordinar. Atunci articolul doctorului vine tocmai la timp. S-a mai dat vreun articol? Da, da, l-a scris încă din iarna trecută. Prin el recomandă băile și arată starea satisfăcătoare a sănătății la noi. Da, da, da. Nu l-am publicat însă până acum. Va fi cea mai bună reclamă pentru începutul sezonului. Așa e, domnule redactor, ai dreptate. Otto e neobosit când e vorba despre situația băilor. Păi, nici nu s-ar putea altfel. E doar medicul acestor băi. Ba, chiar întemeietorul lor. Da. El? Da. Da, am mai auzit de multe ori spunându-se așa. Nu? Totuși mi se pare că am și eu o mică parte în afacerea asta. Mai e vorbă. Otto spune mereu că... că dumneata ai pus în mișcare întreaga afacere. Prima idee însă a fost a doctorului. Da. Din nenorocire, fratele meu a avut întotdeauna idei. Da. Dar când e vorba să realizezi ideile concepute de el... Cum n-ate, dragă? Dar cum crezi dumneata, domnule primar, că s-a... Ah. Uite, îmi pare că vine și bărbatul meu. Da, poftim la masă, domnule Hofstadt. Da, mulțumesc, mulțumesc. Încă un musafir, Caterino, știu că-ți face plăcere. Da. Te rog, intră, capitan. Pune-ți mantaua colean cu el. Bună seara. Bună seara. Închipuieți, Caterino, am dat de el în stradă, nu voia să intre cu niciun preț. Hai, capitan, ai nimerit bine. Da? Guste și dumneata o bucată de friptură de căprioare. Da, Otto, nu-l vezi pe Petre, primarul, fratele tău. Ah, bună seara, Petre. Nici nu te observasem. Îmi pare bine că ai venit. Îmi pare rău că nu mai pot sta. A, moftul. Stai să bei un punci cu noi. Caterina, n-ai uitat de punci, nu? Nu, nu. Punci? Da. Ia, șezi, șezi. Să vezi ce bine e la noi. Mulțumesc, eu nu prea sunt om de chefuri. Da, ce, ăsta-i chef? Așa se pare. Îi admir zău așa, cu câtă poftă mănâncă cei de dincolo. Așa e. E o plăcere să-i vezi mâncând. Totdeauna au pofte de mâncare. Bravo lor. Fără mâncare și băutură n-ai nici putere, nici energie. Ei nu vor ajunge babalâci ca noi. Babalâci? Păi cuvântul e cam... Hei, lasă, nu te supăra. Sunt așa de vesel, mă simt așa de fericit. Viața asta agitată și zgomotoasă îmi place atât de mult. Trăim vremuri bune. Parcă am intrat într-o lume nouă. Crezi? Tu nu poți să simți ca mine. De când te știu, n-ai ieșit din orașul ăsta. Vezi, asta slăbește orizontul unui om. Pentru mine însă, care atâția ani am trăit acolo sus, într-un colț retras, fără să întâlnesc măcar o dată o ființă omenească care să-mi spună un cuvânt de încurajare. Pentru mine, viața de aici e o binefacere. Ia gândește-te, să mă văd deodată într-un oraș mare ca ăsta. Oraș mare. Știu, știu bine că interesele orașului nostru sunt neînsemnate în raport cu ale altor orașe mari. Aici însă e viață, e mișcare, aici poți lucra, aici poți lupta. Și aceasta e locul principal. Caterino, poșta n-a venit încă? Nu, nu, nu. Pe lângă asta, Petre, traiul bun. Numai cel ce a răbdat de foame poate prețui acum traiul bun. Dar Otto, da, da, Otto. Da, 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 de foame, crede-mă ce-ți spun. Altădată răbdam. Acum avem de toate. Azi, de pildă, am avut la prânz friptură de căprioară. A rămas și pentru seară. Nu vrei să guși puțin? Nu, nu, nu. Hai de-o vezi măcar. Vino, nu, vino. Nu, nu, te rog. Vino, vino numai puțin, ce dracu. Ia uite ce față de masă frumoasă. Da, da, văd, văd. Toate astea sunt cumpărate din economiile Caterinei. Din banii ce-i dau pentru cheltuielile zilnice. Nu găsești că e foarte elegant la noi? Da, mijloacele voastre vă îngăduie acest lucru. E adevărat. Caterina spune că acum câștigi aproape cât ne trebuie. Doar aproape cât vă trebuie. Da? Căci un om de știință trebuie să trăiască ceva mai luxos. Da. De altfel, crede-mă, Petre, eu nu fac cheltuieli fără rost. Ei, ce vrei, nu pot renunța la plăcerea de a primi musafir. Asta e pentru mine o necesitate a vieții. Eu care am dus atâta vreme o viață retrasă, simt acum o absolută nevoie de a vedea în jurul meu tineri voioși și dornici de muncă. Așa-s toți invitații mei de dincolo. Vreau să-l cunosc mai de aproape pe Hofstadt. Pe Hofstadt? Da, 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 da. Mi-a spus că zilele acestea va apare în ziarul lui un articol de-al tău. De-al meu? Da, despre băi. Mi-a spus că l-ai scris încă din iarna trecută. Ah, da, dar pentru moment încă nu-l public. Nu? Eu cred că tocmai acum ar fi timpul cel mai potrivit. Poate că ai dreptate. Asta însă în împrejurări obișnuite. Nu înțeleg. Oare acum împrejurările nu sunt obișnuite? Nu pot încă să mă pronunț. Se poate întâmpla ca lucrurile să se schimbe cu desăvârșire. Ce spui, omule?
Păi îmi face impresia că mi-a ascuns ceva. Totuși, în calitatea mea de director al băilor... Și eu cred că în calitatea mea de... Lasă, lăsăm asta, Petre. Nu trebuie să ne certăm. Nu obișnuiesc să mă cert cu nimeni. Dar sunt dator să cer ca toate dispozițiile să fie respectate întocmai. Nu admit căile lăturalnice. Da, unde vezi că umblu pe căile lăturalnice? În tot cazul, eu pornire născută în tine. Întotdeauna urmez o cale a ta proprie. Cum? Și asta nu e admisibil într-o societate bine organizată. Omul caută să se supună majorității. Sau mai bine zis, autorităților care veghează asupra sa. Se poate. Dar nu înțeleg în ce măsură lucrul ăsta mă privește pe mine. Păi vezi, tocmai asta nu vrei să pricepi niciodată, dragă Otto. Dar ia seama, va veni timpul când ai să te căiești. Să nu zici că nu te-am prevenit. Rămâi cu bine. Ai nebunit? Te înșel cu desăvârșire. Eu? Eu mă înșel? Pe viitor te rog să mă scutești de asemenea... Seara bună, cumnată. Salutare, domnilor! Ce i-ai făcut, dragă Otto? Nimic, ce era să-i fac? Dar să nu și închipui din a lui că poate să-mi ceară socoteală înainte de termen. Despre ce este vorba? Spune-mi și mie. În sfârșit, să lăsăm asta. Ei, după o mâncare ca asta, parcă te simți altfel. Dar ce e cu primarul? Parcă nu prea era Antoane bun. Stomacul e de vină, mistrie cam greu. Ai dreptate, mai ales gazeta mea nu o poate mistui deloc. Dar mi se pare însă că ați discutat destul de cald. Da, da, între noi deocamdată există un fel de armistițiu. Armistițiu, da. Bine zici, iată cuvântul potrivit. Nu trebuie să uităm că fratele meu e Holtei. El n-are un cămin în care se simte fericit. Nu se gândește decât la afaceri și numai la afaceri. Ei, și acum, domnilor, luați loc. Capitane, ce spunea lângă mine pe canapea? Da, nu te-am mai văzut de mult. Cedeți, cedeți, domnilor, luați loc. Luați loc. Iată, v-am adus rachiu, rom și coniac. Serviți ce vă place. Chiar așa vom face. Ia, se toarnă, se toarnă. În sănătatea dumneavoastră, domnilor. Noroc, doctore. Noroc, noroc, noroc. Când spui că te îmbarci din nou, capitane? Cred că săptămâna viitoare. A plecat spre America? Da, doamnă. Va să zic că nu poți lua parte la apropiatele alegeri. Iar alegeri? Cum, nu știi? Nu. Adică nu mă interesează. Și vă spun sincer, eu nu mă pricep în politică cât uși de puțin. N-are importanță. Fiecare cetățean trebuie să-și exercite dreptul de alegător. Cum adică trebuie? Chiar și cei ce n-au habar de politică? Ce înțelegi dumneata prin a nu avea habar de politică? Societatea e ca o corabie. Toți cât se află pe ea, trebuie să pună mâna pe cârmă. Nu? Poate de pe uscat așa o fi. Pe apă însă, dragul meu, e altfel. Unde crezi dumneata că am ajunge dacă fiecare... ar umbla la cârma corect. Dar curios să vă așa. De fapt, marinarilor prea puțin le pasă de viața publică. Marinarii sunt ca păsările călătoare. Pretutindeni sunt ca la ei acasă. Noi însă, domnul redactor, trebuie să punem cu toții umărul. Da, da. Ai ceva în numărul de mâine? Da, mai e vorbă, dar nimic local. Poimene cred că voi publica articolul dumitale. Articolul meu? Da. Sunt de părere să mai așteptăm. Din contră. De ce? Mie mi se pare că tocmai acum e timpul cel mai potrivit. Da, poate că ai dreptate, dar să mai așteptăm câteva zile. Am să spun mai târziu de ce. Bine. Bună seara. Bună seara, Petra. Bună seara. Cunoașteți pe fica mea, Petra, domnilor. E învățătoare. Cum să nu? Cum să nu? Bună seara, Petra. Bună seara. Ce plăcut e aici. Chiar simțeam lipsa ta. Uitasem, tată. Ți-am adus o scrisoare. O scrisoare de la cine? Poftim. Mi-a dat-o curierul când mă duceam la școală. Asta e! Pe care o așteptai, Otto? Da, trebuie numai decât să... Dăm o lumânare, Caterina. Ți-am aprins lampa în birou. Da, bine, vă rog să mă scuzați un moment. Bine, bine, doctore, bine. De la cine o fi scrisoarea, mamă? Știu eu. De câteva zile mă tot întreabă de ea. Da. Desigur, vreo scrisoare de la vreun german sau englez care vrea să vină la băile noastre. Da, s-ar putea, s-ar putea. Da. Bietul tata, lucrează prea mult. Da, lucrează mult, doctorul. Da. Ai avut ore la cursul seral? Da, 2 ore. Și înainte de amiază, 4 la pension. Întocmai, domnule Viling. Caietele astea pe care le-ai adus, trebuie să le corectez în astă seară? Da. Dar se vede că ai foarte mult de lucru. Da, și tocmai asta îmi place. Îți place? Desigur. Când muncești, dor mai bine. Într-o zi, Walter, prățiorul meu,
Mi-a spus că eu am multe păcate. Oh, dar de ce? Fiindcă lucrez prea mult. A auzit într-o zi pe preot la predică, spunând că munca e o pedeapsă pentru păcatele noastre. Ce vorbe? Vieții copii, acasă aud neadevăruri, la școală la fel, tot neadevăruri. N-ai idee ce greu îmi vine când sunt nevoită să-i mint pe copii. Cum adică trebuie să-i minți? Așa, parcă nu le spunem uneori lucruri pe care nici noi nu le credem. Da, fără îndoială. Dacă aș avea mijloace, aș face o școală unde i-aș învăța pe copii alt cult. Care anume? Domnișoara Petra, dacă te gândești serios la așa ceva, eu îți pot pune la dispoziție o cameră mare. Hai, domnule capitan. Casa mea e aproape goală. La parter e o sală de marmură foarte încăpătoare. Mulțumesc, domnule capitan. Dar e greu de înghebat așa ceva. Nu. Domnișoara Petra are de gând să facă ziaristă. Apropo, ce se aude cu traducerea romanului englezesc pe care mi-ai promis-o? Încă nu e gata, dar în curând o să o primești. Da. Iată ceva cu care aș produce mare vâlvă în oraș. O noutate de neprețuit. O noutate? O descoperire. Cum? O descoperire făcută de tine, da, de mine. Să mai poftească din lor să-mi spună că am gărgăuni și idei de nebun. Dar ce este? Răbdare, veți afla în dat. Regret că nu-i de față și Petre, fratele meu. Să vedeți cum uneori noi oamenii umblem ani întregi cu ochii închiși ca niște cârtii. Dar ce este, domnule? Așa e că toată lumea crede că băile din localitatea noastră sunt cele mai tămăduitoare. Crește. O localitate foarte frumoasă, o localitate care poate fi recomandată cu cea mai mare căldură, atât bolnavilor cât și celor sănătoși. Și sigur, dar ce? Și am lăudat-o peste tot. Chiar eu am scris broșuri întregi, am publicat articole peste articole în Curierul Poporului. Da, dar ce, doctor? Aceste băi numite și nervul, plămânii, arterele orașului nostru și mai știu eu cum. Da, într-un moment solemn, chiar eu le-am numit inima noastră. Da, mi-aduc aminte. Da. E bine, aceste băi mărețe, sublime și mult lăudate, care ne-au costat atâția bani, știți ce sunt în realitate? Ce sunt? Spune odată. Băile noastre nu sunt decât un focar de epidemie. Cum, băile noastre? Da, domnule doctor. Nu se poate. Toate gunoaiele din deal de la tăbăcării infectează apa ce vine prin țevi în rezervor și de aici se întinde până la țărmul mării. Acolo unde sunt băile? În tocmai. Dar de unde ai aflat lucrul ăsta, doctor? Am cercetat totul cu atenție. Încă de mult bănuiam ceva. Vara trecută am avut printre vizitatorii băilor mai multe cazuri ciudate de boli. Tifos, friguri gastrice. Da, îmi aduc aminte. La început am crezut că străinii au adus la noi aceste boli. Dar mai târziu, iarna, mi-am schimbat părerea și am supus apele unei analize amănunțite. Analize? Și aici îmi lipseau unele aparate de care aveam nevoie și am fost nevoit să trimit câteva sticle cu apă la universitate pentru analize. Și ai primit acum rezultatul? Iată. S-a dovedit că în apă se găsesc materii organice putrezite, milioane de bacterii. Vă puteți închipui așadar ce vătămătoare sănătății. Dar bine că ai descoperit la timp. Nu-i așa? Da, și ce ai de gând să faci acum, domnule doctor? Voi căuta în altă parte apă bună. Da, o să se poată? Trebuie să se poată. În caz contrar, băile noastre nu mai fac două parade. Sunt compromise cu desăvârșire. Și să nu spui până acum nimănui. Nimănui. Mâine însă poți să te duci la bursucul ăla bătrân. Da, taică tu. O să cam vorbeze ochii moși, dar nu-i nimic. Tot zice el că nu sunt toate mințile. Și pe urmă asta e și părerea celorlalți. Vei vedea tu acum, Caterino, ce vâlvă are să facă descoperirea mea. Vor trebui schimbate toate conductele. Toate conductele? Firește, sunt așezate prea jos. Înseamnă că tu aveai dreptate atunci când spuneai. Îți amintești, Petra? Sigur. Dar cine să mă asculte? Le-am spus atunci domnilor la conducerea comunii adevărul crude în legătură cu situația băilor. Exact. Acum însă am și documente. Uite cu alea. Poftim, 4 colți scrise mărunt. Le voi anexa și scrisoarea chimistului. Caterino, cheamă fata, servitoarea. Da. Cum dracu îi zice că e tot uit numele. Eliza. Așa, Eliza, da. Sau stai. Dă-i tu plicul ăsta să-l ducă imediat primarului. Ah, îi trimit și lui scrisoarea și rezultatul analizei. Da. Cred că se va bucura și el din toată inima că un adevăr a ieșit la lumină. Mă duc să-i o dau. Nu crezi, doctore, că ar fi bine să public în gazetă o notiță despre descoperirea dumitale? M-ai îndatorat foarte mult. Iată-te, domnule doctor, a ajuns dintr-o dată omul cel mai de seamă din orașul nostru. Da. Nu mi-am făcut decât datorie. Ești modest, doctor, ești modest. Ar trebui să te sărbătorim, să te cunoască întreg orașul. Lăsați copilăriile. Chiar dacă administrația băilor ar intenționa să mărească leapa, eu nu primesc. Doctor, ești modest. Mă simt fericit că am putut descoperi acest lucru. Nici nu vă puteți închipui ce mare mulțumire sufletească simți când știi că ai făcut un bine patriei și concetățenilor tăi.
Interesanta descoperire a doctorului Otto Stockmann a început să stârnească vâlvă în oraș chiar de-a doua zi. Mortenkühl sau Bursucu, cum mi se mai spune, socrul doctorului, vrând să se informeze personal asupra descoperirii, a venit acasă la ginerile lui. Dacă e adevărat, îl mai aștept. Dacă nu, plec, Caterino. Stau de o jumătate de oră. Da, ce să fie adevărat? Povestea cu apa infectată. E adevărată? E foarte adevărat. Dar știți, tată, că trebuie să vină și el. A fost chemat la primărie. Aha, la frate său. Iată-l că a venit. A, tata socru, bună dimineața. Bună dimineața. Ei, ce zice frate tău? Nu l-am găsit. Mi-a lăsat plicul pe care l-am trimis aseară. Scrie că pe la prânz vine și el aici. Frumoasă festă că ai jucat. Ce festă? Bine, tată. Lasă, lasă. Îl socoți așa de nebun să creadă ce spui tu? Vom vedea. A, poate că e chiar el. A, nu. E domnul redactor Hofstadt. Bună dimineața. Vai, iertați-mă. Poftim, poftim, domnul redactor, poftim. Ce, și dumnealui i-a mesecat? Da, știi și dumnealui. Îmi închipuiam eu. Se poate face ceva aspără presă? Bravo, Otto! Ești un șirec și jumătate. Pot convice pe înțelepții noștri de la comună. Eu vă las. Cu bine. Îmi pare rău că te grăbești, tată. Te conduc. Închipuiește-ți. Socrul meu nu crede o iotă din toată problema asta. Acum înțeleg de ce vorbea așa. E, ce mai nou? Pentru dumneata, ca medic și ca om de știință, chestiunea conductelor de apă este într-adevăr deosebit de importantă. Da. Dar nu crezi că afacerea asta ar putea avea și unele consecințe grave? Cum adică? Ce îți spune? Da. Ieri mi-ai spus că apa e infectată din cauza unor gunoaie putrezice. Da, și asta fiindcă apa are infiltrații provenite din mocirla din deal de la tăbăcării. Mă iartă, domnule doctor, dar asta cred că vine din altă mocirlă. Din care? Din mlaștina în care se bălăcește mizerabila noastră viață comunală. Nu înțeleg ce vrei să spui, domnule Hofstadt. Dar crezi doar că edilii noștri au dat dovezi de pricepere și de înțelepciune atunci când au instalat conductele de apă acolo unde le-au instalat? Nu, desigur că nu. Dar lucrurile se pot îndrepta. Crezi că e așa de ușor? Ușor sau greu, vorba e că se pot îndrepta. Numai în cazul în care presa va interveni energic. Nu-i nevoie, dragul meu. De frate meu sunt sigur. Uite, doctore, aș vrea să iau eu în mână chestiunea asta. În Curierul Poporului? Da, da. Un adevărat gazetar, cum sunt eu, nu poate să lasă să treacă ușor o asemenea chestiune. Acum este momentul să scuturăm puțin legenda infailibilității celor de la putere. Poate însă fiu luat drept răzvrătitor, dar puțin îmi pasă. Conștiința îmi este un păcat. Într-adevăr, este o problemă cam delicată. Intră! Iartă-mă, domnule doctor, că îndrept... Ah, domnul Thomsen, tipograf. Cu ce te poți servi, domnule Thomsen? Este adevărat că vrei să ceri să se facă alte conducte pentru păi? Da, e adevărat. Da. Atunci am venit să spun că sunt gata să te sprijin cu toată convingerea. Îți mulțumesc de inimă, domnule Thomsen. Da. Noi, micii burghezi, formăm o majoritate compactă aici în oraș. Și e bine ca întotdeauna să ai majoritatea de partea dumitale. Într-o împrejurare ca asta, domnule doctor. Fără îndoială, dar nu văd la ce mi-ar putea servi. Cunosc destul de bine autoritățile locale. Afacerea asta cu băile pentru noi, micii burghezi, e de o mare însemnătate. Din ele nădăjduim să trăim cu toții, mai cu seamă noi proprietari. Și știți, eu sunt președintele asociației proprietari. Cum nu, cum nu, știu. Am, prin urmare, ocazia să mă întâlnesc cu fel de fel de oameni. M-am gândit să întocmim o adresă de mulțumire din partea cetățenilor pentru însemnata descoperire făcută de dumneata. Adresă? Da, da. Se înțelege însă că trebuie făcută cu chipzuială, așa încât cei de la putere să nu se simtă jigniți cu nimic. Și chiar dacă s-ar simți? Nu, nu, nu. N-aș vrea să fac opoziție unor oameni cu care vin zilnic în contact. Dar totodată nimeni nu poate împiedica pe cetățeni să-și spună în mod deschis părere. Îți mulțumesc, domnule Thomsen. Sunt într-adevăr fericit să văd atâtea dovezi de simpatie din partea concetățenilor mei. Totuși mi se pare că afacerea asta ar trebui să meargă de la sine. Autoritățile, domnule doctor, nu se prea grăbesc să îndrepte o greșeală pe care au apucat să o facă. Las pe mine. Mâine îi voi scutura puțin în gazetă. Da. Eu mă duc.
La revedere, domnule doctor, și aflați că noi, mici burghezi, stăm ca un zid de neclintit în apărarea dumneavoastră, dacă va fi nevoie. Majoritatea e cu dumneata, domnule doctor. Îți mulțumesc încă o dată, domnule Tomzen. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Ei, după cum vezi, domnule doctor, e timpul să punem capăt slăbiciunii și lașității. Slugărnicia față de autoritățile noastre trebuie stârpită cu desăvârșire. Greșeala făcută cu băile trebuie arătată tuturor concetățenilor noștri în adevărata ei lumină. Dacă dumneata crezi că poate fi spre binele comunii, n-am nimic împotrivă. Dar te rog să aștept să vorbesc mai întâi cu fratele meu. Și dacă primarul nu va fi de aceeași părere? Atunci poți publica acest memoriu în întregime. Consimți? Ia-l și păstrează-l. Mulțumesc. La revedere. La revedere, domnule Hofstadt. Cred însă că totul va merge bine și nu vom fi nevoiți să le curtim la acest mijloc. Bine, bine, vom vedea. La revedere. La revedere. La revedere. Caterina? Da, o. Totul merge bine. Da? Majoritatea concetățenilor este cu mine. Ah, parcă a sunat. Trebuie să fie Petre. E destul. Da. Bună dimineața. Bună dimineața, Petre. Bună dimineața, cumnate. Ce mai faci? Mulțumesc. Așa, așa, așa. Am primit aseară memoriul tău în privința băilor. L-ai citit? Da. Ești ce zici? De ce era nevoie să se facă toate cercetările astea nascuns? Vreau să spun, fără știrea mea. Atâta vreme cât nici eu nu eram sigur? Și acum ești sigur? Dar ce? Tu te mai îndoiești? Și vrei să prezinți memoriul ăsta administrației băilor în mod oficial? Se înțelege. Trebuie să ne apucăm de lucru cât mai repede. Folosești ca de obicei cuvinte foarte aspre în memoriul tău. Susțin, între altele, că nu oferi vizitatorilor băilor noastre decât o otravă permanentă. Dar bine, frate, cunoști tu vreun termen mai puțin aspru? Știi tu că le prescriam pentru băut apă otrăvită? Și cui? Unor nenorociți de bolnavi care veneau cu încredere, plătind un ban grei pentru a-și reface chipurile sănătate. Și în sfârșit propui să construim un nou canal prin care să se poată scurge toate murdăriile din deal de la Tăbăcării, iar conductele de apă să le mutăm mai sus. Da. Azi m-am întâlnit cu arhitectul comunii și i-am spus mai mult în glumă planurile tale. Și? A râs, firește. De ce? După socotelile lui, cheltuielile s-ar urca la mai multe sute de mii de coroane. Așa de mult? Și asta încă n-ar fi nimic. Dar știi cât ar dura lucrările? Cel puțin 2 ani. 2 ani? Și până atunci ce facem? Închidem băile? Tocmai acum când au luat un avânt atât de mare, vrei să ruinezi orașul tău natal? Să-l ruinez eu? Conductele care aduc astăzi apă la băi pentru moment nu se pot schimba. Direcțiunea însă mai târziu poate să introducă oarecare îmbunătățiri, bineînțeles, în limita mijloacelor materiale de care va dispune. Și tu crezi că eu voi fi părtaș la o viclenie ca asta? De ce viclenie? Păi vezi bine că ar fi o viclenie. O crimă față de public, față de întreaga societate. Eu nu văd primejdia chiar așa de mare cum o vezi tu. Nu zău, doar expunerea mea e foarte limpede. Și tu ești convins, dar nu vrei să recunoști, fiindcă tu ai stăruit în Consiliul Comunal ca localul băilor să fie clădit acolo. De aceea ți-e greu să-ți mărturisești greșeala. Oricare ar fi situația, chestiunea asta trebuie să rămână între noi. Mai târziu s-ar putea să o aduc chiar eu în discuție. Deocamdată însă nimic. Absolut nimic. Despre această nenorocită întâmplare nu trebuie să se afle nimic. E prea târziu. Nu se mai poate. Trebuie cu orice preț. Au aflat-o prea mulți. Cum au și aflat-o unii? Cine? Nu cumva domnii de la Curierul Poporului? Și ei. Presa liberală și independentă vă va sili să vă faceți datoria. Otto, te-ai gândit bine ce urmări poate avea afacerea asta pentru tine și pentru ai tăi? Ce urmări? Cred că am fost pentru tine întotdeauna un frate devotat. E adevărat, îți mulțumesc. Nu-ți cer recunoștință. Ai însă nenorocita manie de a scrie necontenit în presă, vrute și nevrute. Cum îți vine o idee, tranc, scriu un articol sau
o broșură? Asta pentru că sunt de părere că datoria oricărui cetățean cult e de a ține publicul la curent cu toate ideile noi. Ideea nouă este aceea prin care atași superiorii? Nu poți îngădui autoritatea nimănui și te uiți chiorâși la toți cei ce au un post mai mare decât al tău. Acum îți cer un singur lucru și să știi că voi fi nestrămutat. Ce anume? Deoarece ți-ai călcat secretul profesional discutând cu persoane străine de administrația băilor despre starea lor higienică, va trebui să combați în public ecourile ce se vor răspândi. Să mușamalizăm complet lucrurile e greu, firește. Eu să nu te pricep. E simplu. Vei declara că în urma unor noi cercetări ai constatat că pericolul nu-i tocmai așa de mare cum credeai la început. Așadar, crezi că am să... Vei mai declara în public că administrația va lua cu conștiinciozitate toate măsurile necesare pentru a înlătura ordine ajunsuri spre deplina mulțumirea vizitatorilor. Convingerea mea este că nu veți putea înlătura niciodată aceste neajunsuri atâta vreme cât nu veți face îmbunătățiri radicale. Ca salariat al băilor n-ai dreptul să ai o părere a ta personală deosebită de a superiorilor tăi. Cum? N-am dreptul? Ca funcționar, nu. Ca particular, da. Uiți, poate că sunt medic, om de știință. Cum n-am dreptul să... Problema despre care e vorba nu-i pur științifică, e și tehnică și industrială și mai ales comercială. Și ce-mi pasă mie? Sunt liber să-mi spun părerile asupra oricărei chestiuni din lume și nimeni nu mă poate opri. În privința băilor te opresc eu. Mă oprești? Da, te opresc eu, superiorul tău. E nemaipomenit. Ascultă, Pete. Dacă n-ai și fratele meu... Nu uita că sunt și superior la slujbă. Și dacă n-aș asculta de sfaturile tale? Atunci vom face noi, administrația băilor, o declarație oficială. Perfect, perfect. În acest caz și eu, la rândul meu, mă voi declara pe față, tot în public, în contra voastră. Voi susține sus și tare convingerile mele. Și la urmă vom vedea care din noi are dreptate. Atunci mă văd silit să cer concedierea ta. Îndrăznește, numai și vei vedea. Gândește-te la familia ta nu și la... Nu permit nimănui să poarte grijă familiei. Și gândește-te la familia ta și la orașul nostru. Vezi bine că eu sunt acela care doresc cu adevărat binele orașului nostru. Vreau să scot la iveală odată pentru totdeauna greșelile care mai curând sau mai târziu trebuie să se descopere. Tu vrei binele orașului? Tu care vrei să-l lipsești tocmai acum de izvorul cel mai de seamă al existenții sale? Omul care aruncă în vinuiri bagiocoritoare orașului său natal nu poate fi decât un dușman al poporului. Dușman al... Îndrăznești să mă insulți? Otto, Otto, ce faci? Nu vreau să mă expun la maltratări din partea ta. Te-am înștiințat ce te așteaptă. Salutare! Auzi, Caterino, auzi, să mă facă dușman al poporului. Pe mine, care vreau să salvez poporul și orașul. Nu, să-i fie rușine. Da, eu sunt de vină. Eu. De mult trebuia să dau la lumină toate matrapaznicurile lor. Auzi tu, dușman al poporului, eu, eu. Ce vrei, dragă Otto? Fratele tău are puterea în mână. Iar eu am dreptate. La ce-ți folosește dreptatea dacă n-ai și putere? Cum asta? Într-o societate liberă, dreptatea nu-i și ea o putere? Așa ar trebui să fie. Dar câte nedreptăți nu sunt pe lumea asta? Ei bine, nu! De-a ști că piere lumea întreagă, eu tot nu-mi plec capul sub un jug atât de rușinos. Nu! Câteva ore mai târziu, la redacția ziarului Curierul Poporului. Tipograful Thompson lucrează în tipografie în timp ce Hofstadt, redactorul ziarului, comentează memoriul dat de doctorul Otto Stockmann cu Billing, colaborator la același ziar. Vrei să-ți spun drept? E tare, tare de tot. Da, nu găsești că uneori e cam aspru? Fiecare cuvânt pare o lovitură de măciucă. Când citeam manuscrisul, îmi părea că și văd începând revoluția. Să nu te audă Thompson. Thompson e fricos ca un iepure. Un laș fără pic de curaj. Ar vrea dacă se poate să împace și pe unii și pe alții. Dar asta nu se poate. Cine se teme de vrăbii, să nu presare mălai.
Părerea mea e că memorul doctorului trebuie tipărit chiar acum. Numai în cazul când primarul nu se supune de bună voie. Ar fi păcat. În orice caz, noi trebuie să ne folosim numai decât de situația asta. Primarul oricum e într-o situație foarte critică. Da, da. Zilnic căutăm să dovedim publicului că primarul nu-și cunoaște datoria și că onorabilii din Consiliul Comunal ar trebui să lase locurile altora, mai cu tragere de inimă pentru orașul nostru. Intră. Ah, bună ziua, domnule doctor, bună ziua. Ce se aude? Tipărește-l, domnule redactor, numai decât. Bravo, bravo. Vom avea război civil în oraș, domnule Billing. Articolul ăsta nu o să fie decât introducerea. Am și făcut planul altor 4-5. Dar unde-i Tomzen? Zici că mai ai alte 4-5 articole? Tot în legătură cu această chestiune? Nici de cum, cu totul altceva. Da? Dar se înțelege că tot în legătură cu băile și cu apa murdară. Atunci, odată ce am început, să nu ne lăsăm până nu vom dărâma întreaga așa îndreama. Ce să dărâmăm? Poate vrei să dărâm băile, domnule doctor. Avem noi altceva mai bun de făcut. Ce spuneți de articolul meu? Adevărată capodoperă. Îmi pare bine că v-a plăcut. Acum, expunerea atât de limpede, atât de convingătoare, da, încât orice om cu bun simț trece numai decât de partea dumitare. Toți oamenii cu minți și serios. Într-un cuvânt, tot orașul. Totuși nu vă puteți închipui ce mi-a fost dat să aud azi. Am fost amenințat și batjocorit de primar. Voia să mă răpească și cele mai elementare drepturi de om. Cum? Drepturile dumitare de om? Dar n-a nimerit-o. O să-l fac să nu-și mai poate scoate obrazul în public. Să știți că o fac. Da, cu chibzuială, domnule doctor. Cu multă chibzuială. Ce tot îi dai cu chibzuială? Chiar dinamite dacă va fi nevoie. Trebuie să știți, domnilor, că acum nu-i vorba numai de băi. Nu. Toată societatea trebuie să fie curățată și dezinfectată de mocir la care o neacă. Dezinfectată, bravo. Bravo. Iată cuvântul potrivit. Ne trebuiesc alți oameni, dragii mei. Avem nevoie de tineri setoși de muncă, conducători noi. Dacă lucrăm cu chibzuială, nu cred să fie vreo primejdie pentru noi. Nu mai este vorba de chipzuială când lucrezi în numele adevărului și a conștiinței tale. Da, domnule doctor, da. Dumneata meriți cu adevărat să fii sprijinit de toată lumea. Nici nu mai încape îndoială că doctorul e un adevărat prieten al orașului. Da. Al poporului, vrei să zici. Așa să-l numim de acum înainte. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, fraților. Dar știi cum mă însuflețesc cuvintele voastre? Fratele meu a îndrăznit să-mi spună cu totul din potrivă. Cum? Dar are să mă plătească el cu vârf și îndesat. Eu plec. Am un bolnav de vizitat. Mai trec pe aici astăzi. La revedere. La revedere. La revedere. Ei, grozav colaborator am căutat. Da, da. Ei, și asta dacă s-o ține numai de chestiunea băilor. Dar dacă va merge mai departe, nu știu zău dacă e bine să-l urmăm. Cum? Încep să dai înapoi? Fricos mai ești, domnule Thompson. Eu fricos? Da, da. Uite, când e vorba de autoritățile locale, într-adevăr, sunt fricos. Sunt pățit. Dar subliniez, asta numai față de autoritățile locale. Pune-mă însă în ta față în față cu politica înaltă și fac o poziție chiar guvernului, dacă vrei. Și atunci să vezi dumneata cum te urmezi. Da, da, da. Te cred, da, da. Dar vezi că te contrazici. Te contrazici, Tomza. Ce vrei, dragul meu? Când se năpustește cineva asupra guvernului, să nu crezi că îi zbutește ceva. Ei rămân tot unde sunt și noi lătrăm ca niște câini la lună. Dar cu autoritățile locale e altceva. Da, e altceva, da. Salve. Salve, 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 da. L-ai auzit? Da. Dacă ne-am desface de el. Bucuros, da. Cunoște alți tipografi care ne-ar da pe credit hârtia și tiparul? Asta cam așa-i. Capital nu prea avem. Da, intră! Iertați-mă! Poftim! Poftim! Ia loc, domnișoară Petra. Nu, mulțumesc. Trebuie să plec numai decât. Da. Da. Eu mă duc până în oraș. Da, foarte bine. La revedere. La revedere. Vii poate din partea tatălui dumitale? Nu. Am venit pentru mine. Iată romanul englezesc pe care mi l-ai dat să-l traduc. E gata? Nu. Și te anunț că nu-l mai traduc. Bine, dar mi-ai făgăduit. Am făgăduit pentru că nu-l citise. Și probabil că nici dumneata nu l-ai citit. Nu l-am citit. Nu cunosc limba engleză. Romanul nu-i potrivit pentru Curierul Poporului. De ce? Romanul ăsta caută să demonstreze că o mână supranaturală ocrotește aici pe pământ pe așa numiții oameni buni.
iar cei răi trebuie pedepsiți. Păi tocmai asta cere și publicul. Și dumneata vrei să-l hrănești cu asemenea fleacuri? Doar în lume lucrurile se petrec altfel. Da, ai dreptate, dar un redactor nu totdeauna poate să scrie ce-i place. Când cititorii găsesc în pagina a doua a gazetei câte o poveste de asta, înghit mai cu plăcere și mai repede și celelalte articole din gazetă. Numai așa îi facem să capete încredere în noi. Nu-i frumos ce faci. Nu te pot crede așa de viclean. Îți mulțumesc pentru buna părere pe care o ai despre mine, dar, vezi, așa suntem noi gazetari. Prea mare lucru nu e de capul nostru. Vorbești serios? În orice caz, așa gândesc. Eu gândesc altfel. Nici nu-ți închipui ce profesiune frumoasă ai, domnule Hofstad. Un redactor trebuie să scoată la lumină adevărurile încă necunoscute, să croiască o cale ideilor noi și curajoase. Dumneata trebuie să te ridici fără nicio teamă, mai sus decât ceilalți, pentru a apăra un om batjocorit și maltratat. Da, și mai cu seamă când omul batjocorit, cum să zic... Când e atât de cinstit și de sincer. Nu. Asta vrei să zici. Nu. Când e tatăl dumitale, mai cu seamă. Cum? Numai pentru asta? Da, Petra. Da, domnișoară Petra. Deci nu vrei să aperi adevărul, ci pe tatăl meu. Ba da, nici vorbă, dar... Degeaba, nu te mai cred. Dacă te-ar auzi cineva vorbind, ar crede că pentru dumneata adevărul și binele obștesc stau mai presus de orice. Ne-ai înșelat și asta nu ți-o iert niciodată. Cred că nu-i momentul să-mi spui astfel de vorbe, domnișoară Petra. Acum mai puțin ca oricând. De ce nu-i momentul? Tatăl dumitare nu se mai poate lipsi de sprijinul meu. Ce rușine! M-a luat gura pe dinainte, știi, de necaz. Nu mă crede mai rău decât sunt. Acum știu ce să cred. Bună ziua! Domnișoară, Petra, domnișoară! Primarul e în tipografie. A venit pe ușa din dos, vrea să-ți vorbească. Să vină, să vină. N-ai grijă să nu intre nimeni. Bine, bine. Așteptai să mă vezi aici, domnule Hofstad. Drept să vă spun, nu. Luați loc, luați loc. Mulțumesc. Azi am avut o mare neplăcere cu medicul băilor. A, cu domnul doctor. A scris un memoriu relativ la niște pretinse neajunsuri ale băilor noastre. Ce vorbiți? Cum, nu știi nimic? Parcă îmi spusese... Da, câteva cuvinte. Unde câteva e cuvinte. Manuscrisul? Care manuscris? Uite-l acolo pe birou. Ăsta e memoriul? Da, domnule primar. Manuscrisul doctor. L-am citit așa, în fugă. Totuși am auzit că vrei să-l publici. Îmi vine greu să refuz un om de seamă ca fratele dumneavoastră. Eu, domnule primar, nu mă amestec în treburile redacției. Tipăresc ce mi se dă. Nu pleca, domnule Thompson. Da. Dumneata ești om serios și priceput. Așa cum vreți dumneavoastră, domnule primar. Om cu oarecare greutate în oraș. Da, mai ales printre cei mici. Ei, tocmai asta mă interesează. Nu mă îndoiesc că le cunoști și părerile. Cam așa, domnule primar. Dacă cetățenii mai bogați sunt dispuși să facă jertfe atât de însemnate, atunci... Nu înțeleg, domnule primar. Despre băi e vorba? Jertfe? Cum? Da. După un deviz aproximativ... Îmbunătățirile ce trebuie făcute băilor, după propunerile doctorului, da. Se ridică la câteva sute de mii de coroane. Câteva sute de mii de coroane. Cam mult, da. Nu putem acoperi această sumă decât făcând un împrumut comunal. Comuna să plătească suma asta? Din punga contribuabililor săraci? Vezi bine. Ba, să mă iertați, domnule primar, asta e treaba acționarilor. Acționarii nu sunt în stare să mai facă alte cheltuieli. Păi atunci se schimbă socoteala, domnule Hofstad. Da, văd și eu. Mai mult decât atât. Vom fi siliți să închidem și băile pentru vreo 2 ani. Să le închidem? 2 ani? Dar cum o să îndurăm noi una ca asta? Cui o să ne mai închiriem casele, noi proprietari? Cam greu de răspuns la această întrebare. Cum credeți că o să ne mai vină vreun vizitator când se va afla că apa e otrăvită? Păi, dacă e așa, atunci purtarea doctorului este de neiertat.
Domnule primar, iertați-mă că e fratele dumneavoastră, dar... Din nenorocire, toată viața lui a fost nesocotit în faptele sale. Și dumneata, domnule Hofstad, vrei să-l sprijin. Cui trecea prin minte așa ceva? Aici. Am pregătit o mică expunere a situației, sau mai bine zis, felul în care s-ar putea îndrepta unele defecțiuni mici în raport. Da, da. Bineînțeles, cu mijloacele bănești ale administrației băi. Da, da, o aveți la dumneavoastră? Cred că da. În cazul când ai primis o... Uite-l că vine. Cine? Doctorul trece prin tipografie. N-aș fi dorit să mă întâlnesc cu el chiar aici. Poftiți, treceți dincolo până va pleca. Treceți dincolo. Dar ai grijă de el, expediază repede, căci am să-ți mai spun ceva. Da. Thompson, prefete că ai venit să cauți ceva. Vă salut. Ai și venit, mi s-a spus în tipografie că n-au ieșit încă corecturile. Nu, nici nu se poate așa de repede. Nu sunt liniștit până ce nu văd articolul tipărit. Într-un ceas e gata. Bine, trec mai târziu. Da. Mă gândesc de pe acum ce larmă va produce mâine articolul meu. Da. Adevărul și poporul vor triumfa. Parcă văd de pe acum burghezia liberală strângându-și rândurile în jurul meu ca o oaste victorioasă. La revedere. La revedere. Da. Dar la cui bastonul și șapca asta? Na, că am pățit-o. Da, le-ați recunoscut, desigur. Sunt ale fratelui dumneavoastră. Ah, înțeleg. A venit, desigur, să vă îmbete cu vorbe dulci sau să vă intimideze. Nu. Iar când m-a zărit prin tipografie, a luat-o la sănătoasă. Întocmai, domnule doctor. Și s-a ascuns probabil dincolo. Vreau să-i joc o farsă. Am să-mi pun pe cap șapca lui și în mână bastonul de conducere. Păi, dar, domnule doctor, doctor, lasă-mă să deschid eu ușa. Cu tot respectul, domnule Petre, acum eu sunt cea mai înaltă autoritate din oraș. Am șapca de primar și pe deasupra și baston. De ce înseamnă copilăriile astea? Dăm șapca și baston. Potolește-te. Ieri m-ai amenințat cu destituirea, acum te destitui eu. Ce, crezi că nu pot să fac? Majoritatea e cu mine. Hofstad și Billing vor tuna și vor fulgera prin Curierul Poporului. Și Thompson cu întreaga societate a proprietarilor se va ridica împotriva ta. Ferească Dumnezeu, domnule doctor, asta nu fac. Hai să o faci, domnule Thompson, și încă cum. Poate și domnul redactor va lua parte la manifestație. Nu, domnule primar, niciodată. Cum? Ce înseamnă asta? Domnule doctor, dumneata ne-ai expus problema băilor într-o lumină falsă. Da, falsă. Din acest motiv, nu te mai pot sprijini. Lumină falsă? Da. Cum lumină falsă? Dumneata tipărește articolul și vom vedea. Nu pot și nu trebuie să-l mai tipăresc. Nu trebuie? Vă să zic că nu puteți publica memorie un Curierul Poporului. Cu neputință. Pentru luminarea publicului va fi de ajuns să tipărești declarația asta. Da. Poftim. Da, bine, o vom publica imediat. Și articolul meu nu. Așa credeți că nu va ieși adevărul la lumină? Vă înșelați amarnic. Dă-mi manuscrisul înapoi. Am să-l citesc într-o întrunire publică. Atunci cetățenii vor auzi adevărul. Pentru o nebunie ca asta nimeni nu-ți va închiria o sală. Totuși vă jur că adevărul va ieși la lumină și va pătrunde în public. Dacă nu voi găsi local pentru întrunire, voi lua un toboșar după mine și îmi voi citi memoriul la toate răspântile din oraș. Cred că n-ai să fii chiar atât de nebun. Vreau să văd dacă ticăloșia și lașitatea sunt vreodată în stare să astupe gura unui om cinstit. Ei, lasă-mă, nici nu mă așteptam să te văd astă seara aici. Păi eu sunt nelipsit de la întrunirile populare. Cred că nu ți-ai uitat signalul acasă. Păi se poate, uită-l. Știi, Evans spunea că vine cu trompeta. Dar despre ce va fi vorba astă seara? Doctorul Stockman vrea să țină o conferință contra primarului. Dar parcă sunt frați. Ce le faci? Se zice că doctorul n-are dreptate. Uite, așa scrie și în Curierul Poporului. Păi așa bănuiesc și eu. Ei, nu vezi? Nimeni n-a vrut să închirieze o sală pentru întrunirea asta. Da. Dar noi cu cine trebuie să ținem? Fii cu ochii la Thompson și fă ca el. Dați-mi voie. Lăsați-mă să trec. Cine e ăsta? Nu-l cunoști?
biling de la ziarul lui Thompson. Loc. Trebuie să fac un reportaj pentru Curierul Poporului. Uite-o pe soția doctorului. Vine spre noi cu capitanul Forster. O clipă, dați voi, vă rog. Vă rog, dați-mi voi. Stați aici, doamnă. În caz că se iscă vreun incident, puteți ieși pe ușa asta. Vă să zic că... Crezi că are să fie scandal? Ei, poți să știi ce se poate. Bună seara, domnule Thompson. Parcă s-a legendat Curierul Poporului aici. Bună seara. Bine zici, uite-și pe Hofstadt. Bună seara. Salut, domnule redactor. Bună seara, domnilor. Bună seara, domnilor. Dați-mi voi, vă rog. Bună seara. Bună seara. Lasă-mi voi, vă rog. Thompson, doctor așteaptă în camera de alături. Vine primarul. Da. Uite, bine s-a instalat la loc bun. I-am spus să fac un reportaj pentru ziar. Bună seara, domnilor. Domnilor, a trecut și sfertul de oră academic. Încep. Mai întâi trebuie să alegem un președinte. De ce? Nu-i nevoie. Eu îmi permit a crede că n-ar fi rău să se aleagă un președinte. Dar bine, Petre, i-am adunat aici ca să le țină conferință. Ei, da, dar conferința medicului Baylor se prea poate să dea loc la o expunere de păreri contradictorii. Voința cetățenilor e să alegem un președinte. Bine fie, facă-se voia cetățenilor. Domnul primar vrea să primească această sarcină. Pentru motive lesne de înțeles, sunt nevoit să nu primesc. Dar din fericire se află printre noi un om pe care cred că veți fi fericiți al alege. Este vorba de tipograful Thompson, președintele Asociației Proprietari. Deoarece onorabilii mei concetățeni îmi acordă această încredere, o primesc. Și deoarece mă văd aici la tribună, vreau să vă spun câteva cuvinte. Sunt un om liniștit, care predică neîncetat cumpătarea chipzuită și chipzuiala cumpătată. Chipzuiala și cumpătarea sunt lucrurile cele mai trebuincioase societăți. Bravo! Da. Iată de ce aș vrea să rog pe onorabilul cetățean care ne-a chemat aici să se silească a se menține în marginile cumpătării. Vă rog să nu mă întrebi. Cere cineva cuvântul? Eu, domnule președinte. Domnul primar are cuvântul. Având în vedere strânsa înrudire dintre mine și medicul Baylor, mi-ar fi fost mai plăcut să nu iau cuvântul, dar situația mea față de voi și grija ce port intereselor orașului mă silesc să fac o propunere. Vreau să propun onoratei adunări să nu permită medicului Baylor să-și citească expunerea exagerată și chiar neexactă asupra orașului și a Băilor. Să nu-mi permită cum asta? În articolul pe care l-am publicat în Curierul Poporului am arătat publicului faptele cele mai esențiale. Se va vedea că propunerea medicului Băilor, pe lângă că e un vot de neîncredere adus autorităților orașului, dar mai tinde în fond să impuie contribuabililor o cheltuială zadarnică de cel puțin 100.000 de coroane. Vă rog, tăcere, domnule. Și eu susțin propunerea domnului primar. Eu sunt de părere că în spatele acestei frământări pe care încearcă să o provoace doctorul, se află un gând ascuns. Da. Ar vrea ca puterea să treacă în alte mâini. Mie nu mi-ar fi iertat dacă în această împrejurare l-aș sprijini pe doctorul Stockman. Și eu doresc să iau cuvântul.
Are cuvântul domnul Hofstad, redactorul ziarului nostru local. Dați-mi voi, vă rog. Dați-mi voi. Eu vreau să arăt situația în care mă aflu. Mișcarea începută de doctorul Stockman părea a fi întâlnit la început numeroși adepți și l-am încurajat de bine de rău și eu. Acum mi-am dat seama că am fost înșelat. Înșelat? Da. Vă rog să credeți, domnilor, că m-am despărțit cu multă părere de rău de un om în casa căruia eram nelipsit în ultima vreme. De un om a cărui vină de căpetenie este că ascultă mai curând de îndemnul inimii decât de îndemnul dreptei sale judecăți. Dar datoria mea față de societate m-a forțat să mă depărtez de dânsul. Așadar, pun la vot propunerea domnului primar. Nu mai e nevoie. Astăzi seară nu voi vorbi despre murdăriile despre care pomeneam în memoriu. Veți auzi cu totul altceva. Alta. Ce mai vrea? Domnul doctor Stockman are cuvânt. Dacă ar fi îndrăznit cineva acum câteva zile să încerce a mă astupa gura, cum mi se face astă seară, mi-aș fi apărat drepturile ca un leu. Acum însă puțin îmi pasă, căci vreau să vă spun un lucru mai interesant. Că am descoperit faptul că apa pentru băi e infectată și chiar băile sunt zidite pe un teren nesănătos, asta încă nu-i nimic. Nu vorbiți de băi. Nu vreau. De cum? Ajunge. O clipă, nu vă temeți. Am să vă vorbesc despre o altă mare descoperire pe care am făcut-o zile trecute. Și anume că toate izvoarele vieții noastre intelectuale sunt infectate. Și însă societatea noastră se bazează pe minciună. O asemenea bănuială... Oratorul este rugat să-și păstreze cumpătul și să fie chipzuit. Mi-am iubit orașul în care m-am născut, cum își iubește cineva patria. Vă amintiți că an de-a rândul am dus o viață amărâtă într-un ținut aproape pustiu din spremează noapte. Când în sfârșit soarta s-a îndurat de mine și mi-a hărăzit bucuria de a mă putea întoarce în mijlocul vostru, în ziua aceea scumpii mei concetățeni, am crezut că mi se îndeplinește tot ceea ce puteam dori. Și cu toate astea, nu. Mai aveam încă o dorință sinceră, de a mă consacra cu totul intereselor și propășirii orașului. Ciudate vederi! Eram beat de fericire. Dar de ieri dimineață, sau mai precis, de alaltă ieri seară, mi s-au deschis ochii. Și primul lucru de care mi-am dat mai bine seama este completa lipsă de pricepere a autorităților. Domnule președinte! Fi cumpătat, domnule doctor! Te prisos, domnule Thomson, ne-a mai opri acum să cântărim cuvintele, ar fi și ridicol. Vreau numai să spun că mi-am dat seama de mârșăvia de care autoritățile noastre s-au făcut vinovate în problema băilor. Domnule președinte, cum lăsați să se pronunțe asemenea vorbe? Mă mir cum nu mi-am dat seama de valoarea acestor oameni când am zilnic în fața ochilor un splendid exemplar. Este vorba de fratele meu Petre, omul prejudecăților neclintite. Continuă, domnule doctor, dar fii mai cu chipzuială. Ei bine, concetățeni, nu vreau să mă opresc prea mult asupra oamenilor de la conducerea autorităților. Ei își seapă singur groapa. Adevărații otrăvitori ai izvoarelor noastre intelectuale și ai adevărului nu sunt ei, ci alții. Cine s-a dus? Care sunt? Numește! Îi numesc, fiți siguri. Dușmanul cel mai primejdios al adevărului și al libertății noastre sunteți voi! Unitatea liberală! Aaaa!
să-și retragă anumite cuvinte pe care le-a pronunțat probabil fără să-și dea seama. Nu! Nu! Mă rup tu capului, domnule Thompson! Puteți să vă acoperiți glasul cât poftiți cu strigătele voastre, dar de contraziți degeaba, nu mă puteți contrazice! Din nenorocire aveți de partea voastră puterea. Noi avem de partea noastră adevărul. A devenit revoluționar, doctor! Liniștiți-vă, cetățeni! Nu vă cer să fiți toți de părerea mea, dar drept să vă spun, mă așteptam ca domnul Hofstad să se gândească puțin și să-mi dea dreptate, căci dânsul, cel puțin așa se crede, e liber cugetător. Liber cugetător, e datorul Hofstad. Doctore! Am scris eu vreodată așa ceva? Niciodată, ai dreptate. N-ai avut curajul ăsta niciodată. Eu sunt liber cugetător și pot să vă conving pe toți că ziarul Curierul Poporului își bate joc de voi, iubiți cetățeni. Las la aprecierea domnului președinte, dacă trebuie sau nu, să se ridice oratorului dreptul de a mai vorbi. Atunci voi striga adevărul de pe acoperișuri. Voi scrie în ziarele altor orașe să afle întreaga țară cum stau lucrurile aici. Îmi face impresia că domnul doctor are de gând să ruineze orașul. Îmi iubesc orașul așa de mult încât mai curând aș vrea să-l văd ruinat decât să prospere printr-o minciună. Asta-i, frate! Omul care vrea să ruineze un oraș întreg este dușmanul concetățenilor săi. Faptul că se ruinează o societate mincinoasă n-are nicio importanță. Trebuie nimicită până în temelii. Vorbește ca un adevărat dușman al poporului. Dușman al poporului. Păzirește patria. Păzirește poporul. Cere, cere, cere. Ca cetățean, ca om, sunt adânc îndurerat de cele ce mi-a fost dat să aud. Doctorul Stockman ni s-a înfățișat tuturor cu totul altfel decât ni l-am fi putut închipui vreodată. În concluzie, propun următoare. Întrunirea declară că socotește pe medicul băilor, pe doctorul Otto Stockman, ca un dușman al poporului. Dușman al poporului! Dușman al poporului! Dușman al poporului! Dușman al poporului! Făcuse târziu când ultimele grupuri de cetățeni ațâțați de primar și de redactorul Hofstad se îndreptau agitați spre casele lor. A doua zi, tot orășelul afla despre cele întâmplate cu o seară înainte. Fiecare cetățean căuta să reacționeze față de doctor în felul său. Unii îi strigau în față: dușman al poporului! Alții nu-l mai salutau, alții îl huiduiau, iar alții îi spărgeau geamurile cu pietre. Proprietarul imobilului în care locuia doctorul îl anunțase că, datorită situației create, este nevoit a-i rezilia contractul. Dezgustat de toate aceste manifestări, doctorul Stockman se hotărăște să plece în America. Bine, dar te-ai gândit bine la emigrarea asta? Adică ce? Vrei să rămân aici unde m-au declarat dușman al poporului? Unde m-au făcut de râs și mi-au spart geamurile? Auzi tu, să mă trateze pe mine astfel. E adevărat, Otto. S-au purtat ieri și azi ca niște ticăloși. Dar pentru asta să ne părăsim țara? Crezi că în celelalte orașe de la noi lucrurile stau mai bine? Dar cu băieții ce facem, Otto? Ce copilă ești, Caterina. Vrei să-ți crești băieții într-o societate ca asta? Ai văzut bine aseară că jumătate din populația nebunii de-a binelea, iar a doua jumătate nu și-a pierdut încă mințile, fiindcă n-are ce pierde. Și tata e acasă? Da. Dar de ce ai venit așa devreme de la școală? Azi m-au înlocuit cu o altă profesoară. Te-au înlocuit? Da. Și pe tine se răzbună? Doamna Butc, directoarea, m-a înlocuit cu o altă profesoară și am preferat să nu mai aștept explicații.
Am plecat imediat. Foarte bine ai făcut. Taci, parcă vine cineva. Ia vezi pe traci. Da, da. Dumneavoastră, domnule capitan, da, mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua, domnule. Ce mai faceți? Bine ai venit. E, ce zici de povestea de aseară? Eu nu prea mă sperii ușor. Ce mișei, ce mișei. Vezi, tocmai mișelia mă scoate din sărit. Vezi astea? Mm. Sunt pietrele cu care mi-au spart geamurile. Uite-te la ele. Ai, da. Într-adevăr mișei. Ca să vezi. Dar când pleci, capitane? Când plec? E, păi tocmai pentru asta venise. Ce, s-a întâmplat ceva cu vaporul? Nu, nu. Dar nu mai plec eu. Te-au dat și pe dumneata afară din serviciu? Chiar așa, dumneata. Vai, și asta desigur pentru că au auzit că și dumitale îți place adevărul. Da. În plus, mi-ai pus la dispoziție și salonul pentru întrunire. Da. Nu mă așteptam. Lasă, lasă, nu-ți face inima rea. Găsesc eu slujba în altă parte. Dar dacă țineți totuși să plecați, vă pot găsi eu pe cineva. Foarte bine. Da. Numai să plecăm mai repede. Da, da. Parcă bate cineva. Se pare, nu? Că e unchiul. Intră. Ești ocupat? Bine, vin mai... Nu, nu, nu. Intră, intră. Da. Aș dori să-ți vorbesc între patru ochi. Poftim. Noi trecem dincolo. Da, da. Hai. Rămâne. Îmi pare rău că n-am putut împiedica neorânduielile de aseară. Mai să-mi spui ceva? Ți-am adus hârtia asta din partea direcției băilor. Destituirea mea? Da. Ne pare rău, dar... De. Ce să-i faci? Opinia publică. Știu, știu. Am mai auzit azi aceste cuvinte. Mai departe? Dacă ai vrea să-mi ascult sfatul, ți-aș spune să pleci de aici pentru câteva luni. M-am gândit și eu la asta. Și dacă peste 5-6 luni te vei răzgândi, poți să-mi trimiți câteva rânduri în care să recunoști că te-ai înșelat. Atunci poate că mi-aș putea recăpăta slujba, nu-i așa? Poate. Bine, da, opinia publică. Ce faceți cu ea? Trebuie să știi că opinia publică e foarte schimbătoare. Știu, știu. Ei bine, nu! Nu! Nu, de 1000 de ori, nu! Un tată de familie nu trebuie să procedeze cum procedezi tu. Nu trebuie? Un om cinstit nu trebuie să facă ticăloșii. Ai auzit? Am auzit. Dar n-ar trebui să te bizui pe niște speranțe care te pot înșela. Nu înțeleg aluzia. E, asta e. Poate vrei să zici că n-ai idee despre testamentul tăbăcarului mort în câlp, socrul tău. Știu numai că puțină avere ce o are, o lasă unui azil. Oare? Dar că o parte destul de importantă din averea lui, avere care nu e mică, o va lăsa copiilor tăi, nu știi? Nu, crede-mă. Ești sigur de ce spui? Știu din sursă absolut sigură. Deci copiii și Caterina sunt asigurați. Asigurați! Ce nemărginită bucurie simți știindu-ți familia la adăpost de orice nevoi. Păi tocmai asta vroiam să-ți spun. Nu ești deloc asigurat. Mortâncâl poate să-și anuleze testamentul oricând. Nu, n-are să o facă. Îl cunosc. Moșneagul îi se umple inima de bucurie când vede că te zgâlții puțin pe tine. Da, vreau să zic că asta este. Ce? Răsplata cuvenită moșneagului pentru testamentul Petre! Petre, ești cel mai de rând ticălos pe care l-am întâlnit vreodată. Nu mai am nimic de discutat cu tine. Destituirea ta rămâne definitivă. Adio! Ne scârbă! Dacă este posibil așa ceva. Auzi! Tată! Auzi! Tată, a venit bunicul. Să poftească. Tată? Ei, ce-ți dorește inima ta, socule? Știți? Mulțumesc! Nu șef! Cred că azi nu te mai plângi de aer curat. Prin geamul nostru sparte intră destul aer. De aerisești destul. Nu-i așa? Cel puțin conștiința ți-e păcată. Vezi bine? Dar de ce? Știi ce am aici? Bănuiesc că și dumneata ai o conștiință curată. Azi, ceva și mai bun.
Iată. Ce sale? Acțiuni pentru societatea băilor? Da, am cumpărat de toți banii pe care am avut. Azi sunt foarte ieftine. Bine, tată socră, dar cum ți-ai găsit să cumpere acțiuni când băile stau așa de prost? De tine depinde ca băile să-și recapete iar valoarea. Apoi nu vezi, eu fac tot ce pot, nu vezi? Dacă concetățenii ăștia ai mei sunt așa de neghiop. Aseară ai spus că murdăriile vin din deal de la tăbăcăria mea. Asta înseamnă că bunicul meu, tatăl meu și eu suntem de ani de zile călăi orașul. Crezi că voi lăsa eu ca rușine asta să planeze asupra mea? Din nenorocire n-ai încotro. Mulțumesc! Vreau să trăiesc și să mor ca un om curat. Și cum ai să faci? Dumneata, ca ginere, trebuie să mă faci din murdar om curat. Eu? Da! Acțiunile astea le-am cumpărat din banii ce trebuia să-i las Caterinii și băieților dumitari. Ai aruncat banii Caterinii pe terfeloagile astea? Da. Și aș vrea să știu dacă acum mai ai curaj să susții că toate murdăriile și microbii vin din dat de la tăbăcăria mea și infectează apă băilor. Oh, de n-aș fi atât de sigur de cele ce am spus. Dar sunt așa de încredințat că am dreptate încât... Dacă continui să susții acest lucru... Hârtiile astea nu mai fac două parale. Ce să fac? Gândește-te! Bine, omule, pentru Dumnezeu, cum ai putut să pui în joc banii Caterinei, să mă faci pe mine să îndur chinul ăsta groaznic? Eu mă duc. Însă până la ora două după prânz vreau să-ți apă hotărârea. Da sau nu? Dacă nu, atunci chiar azi dau toate acțiunile astea zilului de bătrâni. Și Caterinei ce-i rămâne? Intră! Ce e asta? Ce căutați aici, domnilor? Hofstad și Thompson? Ce doriți? Răspundeți, domnilor Hofstad și Thompson. Cu ce curaj am mai călcat în casă? Avem ceva de vorbit. Vă las îndată. Atunci, până la ora două. Da sau nu? Ei! Ce doriți? Scurt, vă rog. E firesc să fii supărat pe noi după cele întâmplate aseară. A fost o curată mișerie din partea dumneavoastră. Da, zic cum vrei, dar n-am putut altfel. N-ați putut? Nu. Dar bine, omule, de ce nu le-ai spus și nouă mai înainte? De ce nu ne-ai spus? Ce să vă spun? Ce se ascunde în toată afacerea asta? Nu pricep. Lasă, dacă pricep dumneata destul de bine. Acum nu mai ai de ce să te ascunzi. Ce vrei să spuneți? Dă-mi voie să te întreb ceva. E adevărat că socrul dumitale umblă prin oraș să cumpere acțiunile băilor? Da, am auzit că a cumpărat azi. Dar nu văd de ce... Ar fi fost mai bine dacă ar fi rugat pe altcineva să-i facă serviciul ăsta. Știi? Cineva care să nu-ți fie rud apropiat. Da. Pe de altă parte, dumneata... Dumneata, nu trebuia să te amestici personal. Sigur. Ce nevoie avea publicul să știe că atacul îndreptat împotriva băilor pornește chiar de la dumneata? Puteai să mă întrebi și pe mine. Crezi că noi n-am priceput că dumneata ai făcut toată comedia asta numai pentru a scade prețul acțiunilor ca apoi să le cumperi și să te îmbogățești? Să fie cu putință. S-ar putea să facă cineva una ca asta. S-ar putea să creadă cineva că... Și ca dovadă, da, uite, ai reușit, da. În sfârșit, domnilor, ce poftiți? Acum, pentru că știm adevăratul scop al acestei afaceri, credem că îți putem pune la dispoziție curierul poporului, nu? Sigur. Da. Aha, acum puteți, da... Opinia publică. Nu-ți fie frică. Dar, și pe urmă, dumneata, doctore, trebuie să faci schimbarea la față într-un mod mai dibaci. Odată ce atacul dumitale și-a produs efectul. Da. Adică odată ce socrul meu și cu mine am reușit să strângem aproape pe nimic mai toate acțiunile băilor? Da, desigur că numai considerații pur științifice pe fileț să iei în mână direcția băilor. Se înțelege? Numai considerații absolut și pur științifice au hotărât pe bursucul ăla bătrân să se amestece în afacere. Acum facem mici cârpeli conductelor de apă și o să meargă. Da. Ce credeți, nu? Cred că da.
Cred da. Că da. Dacă ai avea de partea dumitale Curierul Poporului. Parcă doctorul nu știe. Într-o țară ca a noastră, presa e o putere, domnule. Mai e vorbă. Și opinia publică, nu-i așa? Da. Dar să mă iertați. Mi-e și rușine să vă întreb. Întreabă, întreabă. Din toată afacerea asta, dumneavoastră, cu ce o să vă alegeți? Vezi, mi-ar fi părut bine să te sprijinim fără niciun interes bănesc. Da, doctor. Da, da, dar Curierul Poporului o duce cam greu, nu? Si, trebuie greu. Să te coste mult. Da, costă, mai costă, vorbă, costă, costă, costă. Asta e glumă pentru un prieten al poporului. Da, da, da. Pe când eu... Eu sunt un dușman al poporului. Da? Unde mi-e bastonul? Unde dracu mi-a pus bastonul? Cred că noi avem de gând să... Dar dacă nu v-aș da niciuna din acțiunile mele, nu știți că cei bogați își dezleagă cu greu băile pungii? Așa e, da. Nu? Și dumneata știi că acțiunile se poate tălmăci în două feluri. Te știu, te știu că ești în stare de una ca asta. Dacă nu ajut Curierul Poporului, tălmăciți afacerea în mod nefavorabil, nu-i așa? Ce vrei, așa e legea firii, lupta pentru existență. Așa? Atunci luptați! Deci acum vreau să vă arăt și eu care e mai tare. Unde dracu mi-a fi pus bastonul? Unde mi-e bastonul? A, uite umbrela. Nu, da, să vă văd. Acțiuni voiți? Nu, cred că nu vei intra să se atentezi la viața noastră. Pe fereastră, domnule Hofstad. Nu, da. Ești pe fereastră. Nu, da. Fără grijă, nu are geamul. Ai linia pulit? Tu ieși. Nu, chipzuială, domnule doctor. Sunt slab și nu pot îndura. Afară! Afară, mișeilor! Doamne, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Eu vouă! Iau barbă, domnule! Liniștește-te, liniștește-te, dragă Otto! Dar ce s-a întâmplat, doctor? Dracul, i-am scăpat! Dar ce doreau cu tine? Am să spun mai târziu. Iată și băie! Dar ce? Azi n-aveți școală? Ba da, dar în recreație ne-au bătut băieți. Ba minți, noi am bătut pe ei. Ei da, și atunci profesorul ne-a spus că ar fi bine să rămânem câteva zile acasă. Aha. Bine. De acum să nu vă mai duceți la școală. Auziți? Să nu ne mai ducem? Deloc, deloc. Dar Otto. Absolut deloc. De acum vreau să vă învăț ceea ce știu eu. Nu ceea ce vă învață prin școli. Vreau să fac din voi bărbați liberi și cinstiți. Petra. Da. Tu trebuie să-mi dai o mână de ajutor. Cum nu, tată, cu plăcere. Și locuință vă pot da eu. Cum? Dumneata? Da, firește. În casa mea e loc suficient și pentru noi și pentru școală. Ce bine, domnule. Bun ești, domnule. Atunci clasa pentru copii o instalez chiar în odaia în care am fost insultat când m-au declarat dușman al poporului. Totuși ar trebui să fie mai mulți copii pentru început. Aici, în oraș, e cam greu să mai găsești vreunul. Vom vedea, copii. Nu cunoașteți voi vreo câțiva băieți fără căpătăi? Fie cât de prost îmbrăcați. Cum să nu, tată? Cunoaștem o mulțime. Foarte bine. Aduceți-mi câțiva. Vreau să încerc cu dânsii. Uneori găsești printre ei niște capete foarte deosebite. Dacă îmi vom ajunge, cum zici dumneata, bărbați liberi și cinstiți, ce o să facem? Atunci, dragii mei, o să izgoniți pe toți lupii ăștia nesățioși. M-ați auzit? Da, da. Așa. Acum, duceți-vă la joacă, copii. Rămâi puțin, Caterina. Vreau să scriu câteva cuvinte. Poftim. Nu, nu, nu. Ce e asta? Și asta tot mai târziu ai să o afli. Deocamdată trimite pe fata aceea cu biletul ăsta la bursucul ăla bătrân. Dar repede. Petra! Da, mamă. Eliza e acasă? Nu. Ei, atunci du-te tu la bunicul cu biletul ăsta. Da, mă duc. Otto, așadar este adevărat? Nu mai plecăm? Nu, nu mai plecăm. Rămânem unde ne aflăm. Nu mai plecăm. Rămânem pe câmpul de bătaie. Aici voi lupta și aici voi învinge. Ați ascultat Un dușman al poporului. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Henrik Ibsen. Distribuția a fost următoarea. Dr. Otto Stockman, Costache Antoniu, artist al poporului. Caterina Sandina Stan, artistă emerită. Petra
Marga Barbu. Morton și Walter, Dan și Petre Teodorescu. Peter Stockman, George Calboreanu, artist al poporului. Morton Cuhil, Victor Antonescu, artist emerit. Hofstadt, Gheorghe Ionescu John. Biling, Ion Gheorghiu. Horster, Willy Ronea, artist emerit. Thomson, Fori Eterle, artist emerit. În alte roluri, Nae Săvulescu, Ion Radu, Teddy Dimitriu, Constantin Giura, George Cristescu, Vasile Bulandra, Nic Niculescu, Armand Stambuliu, Ion Teodorescu, Octavian Fulger. Crainicul, Dinu Ianculescu. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia artistică, Mihai Zira.